Începând cu 2016, festivitatea de premiere de sfârșit de an școlar în Comuna Udești este una mai specială și asta pentru că la inițiativa primarului comunei, Cristea Ostrovan, elevii din cele 11 sate ale comunei care au terminat anul școlar cu 10 pe linie primesc premii în bani. O să începem festivitatea de premiere cu elevii de nota 10. Avem anul acesta 7 elevi de nota 10 la noi în comună. Anul acesta au fost acordate 8 astfel de premii următorilor elevi de excepție din comună. Hâncu Diana, clasa 8-a, de la școala Udești. Vă rog să-i aplaudați! Pe toți! Bunariu Aura Dumitrița, clasa 8-a, școala Udești. Capră Maria Magdalena, clasa 5-a, școala Udești. Ciceu Ana Maria, din clasa 7-a, școala gimnazială Reuseni. Chihulcă Ioana Claudia, clasa 6-a, de la școala gimnazială Reuseni. Aplaudați-vă! Lăgătuș Darius Otniel, clasa 8-a, de la școala gimnazială Poeni. Albu Iustin Ioan, clasa 5-a, școala gimnazială Șterbăți. Eca, avem și doi băieți. Iar acum, pe lângă acei copii din nota 10, v-am spus că premiem și un bun sportiv și acordăm o diplomă pentru performanțe sportive deosebite elevului de la școala gimnazială Poeni din clasa 6-a, Bai Mario Ianis. Acum îl rugăm pe domnul primar să spună câteva cuvinte și să premieze copiii aceștia talentați și frumoși. Bună ziua! Sunteți bucuroși că ne întâlnim din nou în această zi, copiii pentru că intră în vacanță, părinții pentru că copiii lor vor fi premiați, că au învățat bine și dorim în continuare ca și primar când am intrat, am început să premiez copiii cu 10. Dar dacă sunt mai mulți, îi premiez pe toți. Deci rugăm învățătorii, profesorii, să se ocupe mai mult de copii, că are primăria bani ca să-i primeze pe toți. Și părinților să-i ajute pe copii să meargă la școală și să învețe, să asculte, pentru că viitorul sunt ei. Mulțumesc celor care au învățat în acest an și au luat note de 10 din partea primăriei Comunii Udești, îi vom premia dacă și la anul o să mărim miza, adică o să dăm mai mulți bani, numai să fie mai mulți de 10. Mulțumim! În cadrul evenimentului au mai fost acordate câteva diplome de excelență. Prima dintre ele, învățătoarei Aneta Iacob, pentru întreaga activitate desfășurată la școala Academician Haralambie Mihăiescu din Udești. Festivitatea de premiere a fost una specială pentru dumneavoastră, mai cu seamă că este ultima la care participați în calitate de învățător? Da, este adevărat. După 43 de ani de muncă la catedră ca învățătoare, astăzi este ultima zi din toată cariera mea didactică. Ce sentimente vă încearcă în această zi? Sentimente de bucurie că am reușit atâția ani să luminez mințile micilor școlari și de tristețe că ne despărțim pentru o perioadă nedeterminată. Cealaltă diplomă de excelență i-a fost acordată învățătorului Dumitru Iacob pentru implicarea în activități extrașcolare și în mod special pentru rezultatele excepționale obținute cu grupul vocal Flori Udeștene. Trebuie să spun că nu sunt singurul. Este o echipă la care țin, o echipă formată din mai multe cadre didactice și nu numai,
este sprijinul comunității locale, al Consiliului Local, al primarului comunei Ostrovan Cristea, este sprijinul direcțiunii școlii prin profesorii Golea Marius Constantin și Popescu Oana Anda și sigur este nemijlocit sprijinul și munca chiar a învățătoarei Iacoba Neta, a profesoarei Slusarec Elena Madalina, o echipă mult mai largă, deci lucrurile nu țin doar de mine, mai ales că am beneficiat tot timpul de sprijinul, ca să spun așa, logistic, prin consilierul educativ Teleagă Daniela Isabela. Cred că aici trebuie să apreciem în primul rând efortul elevilor școlii și al părinților acestora, al comunității locale care a sprijinit și sprijină asemenea activități. Și dați-mi voie, pentru că eu sunt un udeștean între ghilimele. Prin adopție, admitem lucrul acesta, să apreciez în mod deosebit udeștul în totalitatea lui. Cu toți cei care astăzi ne privesc de sus din cer și cu cei care sunt aproape de noi.